Astăzi a avut loc o ședință ordinară prin care a fost convocat de îndată Consiliul Județean al Municipiului Drobeta Turnu Severin cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre necesar pentru obiectivul reabilitare-modernizare DG606A. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean, care a avut loc astăzi, a fost aprobat ultimul proiect de hotărâre care era necesar pentru obiectivul reabilitare-modernizare DG606A pe tronsonul cuprins între DG561A Plopi și DN6 Balota, județul Mehedinți. Contractul de finanțare cu fonduri europene urmând să fie semnat în următoarele săptămâni. Valoarea investiției este de aproximativ 48 milioane lei, 10,9% din cheltuielile eligibile fiind contribuția Consiliului Județean Mehedinți. Drumul care face obiectivul investiției are o lungime de 19,305 km și este important atât pentru locuitorii din zonă cât și pentru cei care participă la mitingul aviatic ce se desfășoară în fiecare an pe aerodromul din Balota. Președintele Consiliului Județean la din Georgescu a acordat o atenție sporită investițiilor de modernizare a infrastructurii rutiere, astfel încât mehedințenii să beneficieze de cele mai bune condiții de trafic.